Bună ziua, bine v-am găsit astăzi. Suntem pe data de 19 februarie 2024 și am zis, hai să mai fac câte ceva așa de plictiseală și am zis să fac și eu un sirop din ăsta cu miere și să văd dacă la ingredientele la care m-am gândit eu să văd dacă albinele îl vor tolera sau nu. Dacă le va place, nu le va place, nu știu. Dar am făcut un sirop și eu pentru ele. Aici încă mai au de rost la turtă, mai e încă de lucru. Mai au grămadă, nu știu dacă mai e chiar o grămadă, dar au mâncat bine. Au mâncat frumos. Bun. Și să mă folosesc și eu un pic de aceste hrănitoare. Nu sunt hrănitoare. Sunt evaporizatoare de acid formic, oricum le voi folosi și am zis să le dau și eu un pic de sirop, dacă tot le am. Am eu mai multe opțiuni de a le da sirop, dar acum pentru început, până se vor familiariza cu ce vreau eu să le dau. Bun. Cer scuze albinuțelor. Până se vor familiariza cu ce vreau eu să le dau. Punem așa. Bun. Perfect. Cea mai mare problema a fost, mă, cum bag eu sirop în castroanele astea? Cum să bag eu sirop? Păi cum am luat eu această sticlă, i-am dat o gaură cu un cui pe care l-am înfierbântat și un băț din ăsta de la, sunt sucurile alea la cutie, de la acele cutie, am luat un băț din ăla ca să pot turna foarte ușor sirop în aceste mici troci, iată așa, un furtun era prea gros, dar ăsta e perfect, ce fain, poți să le umpli, să le dai ce vrei tu aici, adică nu ce vreau eu, iau un sirop pe care o să vi-l zic ce am băgat eu aici, că e destul de concentrat. O să vină albina, o să guste, o să-și dea seama, mă, stai că-i bunicel și o să-l ia până la urmă. Bun, mergem la altă colonie. Acum sunt două la care le voi da acest sirop, pe care, na, l-ai mai gândit, te-ai mai sfătuit, ai mai întrebat în stânga, în dreapta, până la urmă a ieșit un sirop pe care să-l consider că e bun. Așa, trecem la următorii, la următoarele două colonii, aici sunt doi. Sunt doi, hai să vin eu un pic mai aproape. Așa. Să deschid și întrebând în stânga, în dreapta, am ajuns la o rețetă de sirop pe care să-l dau la albinuțe. Așa. Frumos, frumos, au ocupat bine spațiu aici. Nu
nu este așa cald încât să rupă, să zic așa. O să-i pun și lui două trocuțe. Proteina asta o să o consume, cred că încă în vreo două săptămâni. Îndepărtăm albinele frumos. Cer scuze. Așa, punem o troacă aici. Și încă o troacă aici. Bine, cred că sunteți curioși acum de rețetă, da? Haideți că vă zic eu. Nu este o rețetă standard, e ceva făcut. Deci ce am aici? Aici am așa. Am pus un litru de apă la fiert pe sobă, în care am adăugat 5 grame de scorțișoară măcinată și 5 grame de cuișoare. Din acestea am făcut un ceai. După ce a fost gata ceaiul, am adăugat 1 kg de miere. Lângă miere am mai adăugat așa 2 grame de un complex de vitamine, 50 de mililitri de mixură de uleiuri esențiale, un complex de vitamine cu timol, deci are și timol, și am pus și ceva protofil, promotor. Tot încurc astea două, cu toate că diferite. Am mai adăugat 2 grame de vitamina C. Așa, aici aia, să văd unde îi pun troaca. Bine, eu acum dau acest sirop așa concentrat, dar să vedem și cum îl ia, că așa doar că l-am dat eu. Așa. Unu. Unu și doi. Nu prea îmi place să le dau apă chioară, adică dacă tot le dau ceva, hai mă să le dau ceva mai complicat, așa să zic. Așa, bun. Punem și aici siropul el. Punem siropul el și aici și mergem mai departe. Acest sticlă de a turna sirop așa câte puțin e interesant. Cum e albinuțul? E bun? E bun, este antifungic, cu vitamine, cu de toate, cu miere. De ce antifungic? Păi să încercăm să prevenim acest, cum să le zic eu, acest puiet văros, încercăm să prevenim. Cât se poate, dacă nu se poate, asta este. Bun. Acum tot ce rămâne de făcut e să vedem cum vor consuma acest sirop. Ele încă nu sunt... Adică nu prea le trebuie lor sirop, acum nu prea se înghesuie ele la sirop.
prea devreme, dar până îl descoperă, până îi dă de gust, în schimb ele caută apă. Au ieșit la apă. Eu încerc să le pun și apă, toate că din păcate și la temperaturi scăzute, dar încet, încet cu siropul sper să fie în regulă. Bun, cam asta este, dau câte un pic la fiecare, până data viitoare, numai bine!